Zi decisivă pentru viitorul pensiilor din România. Miniștrii de la fonduri europene și muncă sunt la Bruxelles, acolo unde vor încerca să renegocieze procentul de 9,4% alocat pentru pensii în PNRR. Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene, a declarat că vor propune înlocuirea plafonului prevăzut în acest plan cu doi indicatori de disciplină financiară, așa încât guvernul să poată majora pensiile pe viitor și în același timp să nu fie pusă în pericol sustenabilitatea sistemului. Împreună cu domnul ministru al Muncii Budăi, la ora 4 vom avea discuția cu directorul general al Direcției Generale SG Recover de la nivelul Comisiei Europene și, desigur, pe ordinea de zi sunt subiectele menționate de către dumneavoastră, respectiv cel al plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile privind sistemul general de pensii și avem de asemenea pe ordinea de zi stadiul și informări și solicitările de informații pe care Comisia Europeană le mai are pentru legea privind pensiile speciale și, desigur, un subiect de asemenea important este și cel legat de reforma și legea salarizării unice a bugetarilor. Cât despre faptul că deputații tocmai au adoptat un proiect de lege care introduce noi pensii speciale pentru magistrații asistenței Curții Constituționale, Boloș a afirmat că reprezentanții Comisiei se vor uita la proiectul per ansamblu al reformei acestor pensii. Orice ar decide Comisia, noi trebuie să aplicăm, altfel riscăm să pierdem bani din PNRR pentru investiții, a avertizat ministrul liberal. Reforma pensiilor speciale se va judeca în ansamblul său. Deci dacă, să zicem, că se stabilesc cel puțin elementele principale de reformă cu privire la pensiile speciale și aflăm din informațiile și solicitările suplimentare de informații de la nivelul Comisiei Europene lucruri suplimentare, atunci acestea vor trebui respectate, fie că discutăm de rata de înlocuire a veniturilor, fie că discutăm de baza de calcul a pensiilor speciale, fie că discutăm de modificări privind stagiul de cotizare. Acesta a mai spus că nicio țară din Uniunea Europeană nu are plafon de 9,4% din PIB pentru pensii, media fiind de 13% și pe o perioadă atât de lungă precum România, 50 de ani. Toate acestea sunt elemente de reformă importante care trebuie însoțite de simulările necesare pentru ca noi să avem un proiect de lege bun pentru ceea ce înseamnă sistemul de pensii speciale și sustenabil. Criteriile pe care le-am menționat de fiecare dată în spațiu public, cel de sustenabilitate și cel de contributivitate, sunt esențiale pentru a avea un proiect de lege bun care să răspundă cerințelor din PNRR, dar și condițiilor de sustenabilitate pe care România le are.